Centrul istoric al municipiului Orăștie este în plin proces de reabilitare. În această zonă se află și cetatea Orăștiei, procesul de reabilitare cuprinzând și o parte de cercetare arheologică. Cu ocazia lucrărilor, arheologii au făcut, așa cum era de așteptat, descoperiri importante, acestea urmând a fi făcute publice în curând. Da, proiectul pe cetatea Orăștiei a avut o componentă de cercetare arheologică și sigur că în urma cercetării și decopertării unei mari părți din incinta cetății și din exteriorul cetății au fost făcute descoperiri. Urmează să facem o conferință de presă împreună cu echipa de arheologi care a participat la cercetare. Până când aceste descoperiri vor fi făcute publice, una extrem de importantă este deja știută. Este vorba despre turnul de vest al cetății Orăștiei, despre care erau doar bănuieli că ar exista, acesta fiind scos la lumină de către arheologi. Municipalitatea din Orăștie așteaptă soluții tehnice din partea arhitecților pentru a pune cât mai bine în valoare acest turn. A fost descoperit... De fapt, știam de existența lui, bănuiam de existența lui, turnul de vest. Urmează prin proiect să găsim soluții pentru a fi pus în valoare, dacă nu, el va fi finanțat de la bugetul local. Aștept soluția tehnică din partea arhitectului și a proiectanților care trebuie să ne dea o soluție, cum ar fi mai bine să-l punem în valoare. Lucrările de reabilitare din centrul istoric al Orăștiei sunt preconizate a fi finalizate în anul 2024, când orașul Paliei va aniversa 800 de ani de atestare documentară.